Lucescu, după câți ani ați revenit în Giulești? A, nu știu, nu cred că așa de mulți, nu? Înainte de a fi demolat. Ați luat hotărârea de a să fie demolat. Adică aminte că am venit cu cine ultima dată? Am jucat, era și Udic antrenor. Am jucat cu, cred, cu Shakhtar. A, da, cu Shakhtar. Ultima, deci trebuie să fie 2014-2013, sunt deja 8-9 ani. Au trecut niște ani. Au trecut niște ani, da, ai dreptate. Ce ați găsit diferit atunci? Ceva care mi-l doream foarte tare, încă din perioada aia. Mi-aduc aminte astăzi, venind aici, mi-aduc aminte cum dădeam cu teurile apa afară după teren sau când îngheța, trăgeam prelatele alea care le cumpărasem, George Copol, le cumpărate, ca să curățăm terenul înainte unor meciuri importante de zăpadă. Și eu, acum nu va mai fi nevoie, pentru că așa cum este făcut, se poate juca și în condiții dificile. Ați fost pe atâtea arene, pe tot mapamondul. E o trecere mai frumoasă. Da? Frumoasă, așa, amicale, cum să, familiale. Primitor. Primitor, apropiat de teren, foarte apropiat. Să sperăm că nu vor arunca cu obiecte. Că, odată cu stadionul ăsta, care e un semn de civilizație, și cei partea aia mai dificilă a suporterilor să fie și să se stăpânească, păi, și să nu... Pe un astfel de stadion, probabil că și oamenii vor fi altfel. Vor fi altfel. Asta spun, da. că stadionul poate să contribuie foarte mult la educația sportivă a suporterilor. Pe un astfel de stadion, în afară de a cânta și a încuraja, nu cred că mai există loc pentru altceva, pentru injurii, pentru altfel de lucruri. Îl puteți compara cu vreun stadion din străinătate? Nu știu, că erau stadioanele acelea... cum se spune, olandeze, englezești, făcute sigur altfel făcute, dar tot această intimitate externă. Pentru că acum, sigur că la nivelul la care ultimul timp am jucat pe stadioanele mari, cu echipe mari, și stadioanele erau foarte mari. Dar asta e cu totul altceva. Asta e din perioada în care jucam încă și mergeam și făceam meciuri amicale prin Olanda, Belgia, Anglia. Atmosferă de intimitate, e plăcut să fie aici. E ca la teatru. Așa că teatru e aproape. Nu se mai vede. Prima antrenament care l-am făcut, m-am întors din Italia cu Rapid, l-am făcut pe Giuleci și acolo sus pe acoperișul teatrului stăteau cu filmat, că n-am dat voie să vină să vadă. Și filmau de acolo. Acum nu se mai vede. Se filma la un moment dat și de pe blocuri. Era stadionul permanent plin. Da. Echipa juca un astfel de fotbal că atrăgea foarte mult. Sunt convins că acest stadion, prezența suporterilor, iubirea lor pentru Rapid și toate astea, va face ca și echipa să crească, jucătorii ca atare, și vor simți cu alte responsabilități față de cele care le-au avut până acum. Da, este ceva bun. Încă o dată, chiar dacă rivala voastră, îmi doresc foarte tare ca și Dinamo să aibă un astfel de stadion, pentru că merită, sunt branduri naționale, sunt branduri și nu fac decât să revenirea acestor echipe, nu fac decât să creezi nou acea stare de competiție extraordinară pe care noi am avut în niște ani în care eram printre cei care obțineau rezultate în Europa. Echipele românești erau foarte bine considerate. E momentul să întoarcă asta. Ghenci are un stadion foarte mult, stau un stadion excelent, Rapidul excelent și ăsta, sigur, cu mai mare intimitate. Și a urma, și cum și Dinamo, se fac același lucru. Echipa națională, stadionul național, începe să se pună la punct să arătăm altfel. Și spun, infrastructura este baza performanței. Baza performanței, în afară de jucători, talentul lor, ăștia mai schimb, dar un stadion rămâne. Și ăsta e sufletul de suporterilor. Jucătorii se mai schimbă, mai pleacă, antrenorii pleacă, se schimbă, dar suporterii rămân aceiași. Da. Și e casa lor. Pe da. 26 stadionul va fi plin pentru prima oară de la reconstrucție, cu dumneavoastră din nou în postura de antrenor. Cum vi se pare acest eveniment? Nu, excelent. Eu am promis că voi aduce o echipă mare aici și o să mă țin de cum. Aș fi vrut să facem acesta cu
Dinamo Kiev. Dar nu s-a putut. Nu s-a putut din cauza situației. Fotbalul e mai dar am promis că inaugurări de stadion se poate face cu o echipă mare. Deci, ce pot să spun? Sunt mulțumit pentru că, până la urmă, istoria Rapidului se împletește și cu istoria familiei Lucescu. Așa, adevărat. Și cu mine și cu Răzvan, adică a fost o perioadă extraordinară. Dumneavoastră ați reclădit Rapidul modern, iar Răzvan a făcut Rapidul să existe cu adevărat în Europa. Da, foarte important. Apropo de asta. E bine, asta nu înseamnă, asta o spun așa în glumă, nu? Asta nu înseamnă că nu un respect deosebit pentru toți cei care au contribuit la ascensiunea acestei echipe. Pentru figurile de seamă, văd că ați făcut un lucru extraordinar, ați dat nume poștilor jucători care nu mai sunt în viață acum. Ați dat nume diferitelor sectoare ale stadionului, ceea ce e foarte important și pentru suporte, să știe că stăm pe un loc cu un nume al unui foarte, foarte mare sportiv. Fără să exagerăm, putem spune că sunt locuri sfinte pentru noi rapidiști. Da, pentru rapidiști, da. Da, Nea Mircea, okay. Vă așteptăm cu drag în regulă. În postura de antrenor. Bine. Sănătate. Sănătate.